Suspectul a fost descoperit la o stână în afara comunei Călăraș. Pentru prinderea sa au fost mobilizate forțe impresionante, sute de polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră. Au fost instituite filtre în tot județul și chiar un elicopter a survolat zona în care se presupunea că se află. Crima de care este acuzat tânărul de 25 de ani a fost comisă chiar în noaptea de Crăciun. Acesta și-a atacat cu drujba un vecin la care se afla în vizită. Victima a fost găsită fără viață a doua zi de vecini.